Câțiva, după cum cer normele acum, și iubiți credincioși care sunteți în comuniune cu noi, cei din Catedrala Romano-Catolică din Iași și prezenți la această cateheză, continuăm catehezele despre Sfânta Liturghie, invocându-L pe Duhul Sfânt, ceea ce am făcut și în prima cântare acum și o vom mai face încă o dată, ținând cont că suntem în zilele premergătoare sărbătorii Rusaliilor, sărbătoare pe care noi catolicii de rit latin o avem duminica următoare. Îl chemăm așadar cu insistență pe Duhul Sfânt cu darurile sale, să ne dea lumina și ajutorul de trebuință pentru a pătrunde tainele lui Dumnezeu, pentru a înțelege cât mai bine jertfa Sfintei Liturghii și apoi a participa la ea cu însuflețire și cu real și mult folos sufletesc. Cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Începem cea de-a șaptea cateheză despre Sfânta Liturghie în acest timp pascal în care ne aflăm încă și vă aduc aminte că am ajuns la momentul cel mai important al Sfintei Liturghii, prefacerea.
Dar prefacerea nu începe direct pronunțând cuvintele lui Iisus: acesta este trupul meu, acesta este sângele meu, ci începe printr-o invocare a Duhului Sfânt, așa numită epicleză, așa cum vom vedea. Suntem în a doua parte principală a Sfintei Liturghii, numită Liturgia Eucharistică. Dar fac iarăși recapitulare ca să înțelegem și să se imprime bine în mintea noastră a tuturor cum se desfășoară Sfânta Liturghie și de ce preotul nu stă de la început până la sfârșit în același loc. Tocmai ca noi să înțelegem mai bine părțile componente ale Sfintei Liturghii și să participăm mai activ la fiecare Sfântă Liturghie. Mai întâi sunt riturile introductive și apoi, la final, riturile de final. Atât cele introductive cât și cele finale se desfășoară la scaunul prezidențial, respectiv la scaunul episcopului numit catedră. Urmează partea primă, principală a Sfintei Liturghii, numită Liturgia Cuvântului, și aici se schimbă locul, se desfășoară la pupitru sau la amvon. După această parte principală, prima a Sfintei Liturghii, urmează a doua, la care ne aflăm acum cu explicațiile, și anume Liturgia Eucharistică. Și aici din nou se mută locul, preotul merge la masa de jertfă, pentru ca în final să revină, cum spuneam, la scaunul prezidențial, respectiv catedra, pentru a face riturile concluzive de încheiere a Sfintei Liturghii. Așadar, ne aflăm acum la partea a doua principală a Sfintei Liturghii, numită Liturgia Eucharistică. Și vă spuneam la ultima catecheză că aceasta este cea mai măreață, minunată rugăciune pe care o poate face biserica, omul pe fața pământului, întrecându-le pe toate celelalte rugăciuni pe care le avem noi în cărțile de rugăciuni. Rugăciunea eucharistică din cadrul liturgiei eucharistice. Și spuneam că am ajuns la momentul cel mai important al Sfintei Liturghii din cadrul liturgiei eucharistice, și anume prefacerea, care este pregătită de așa numita epicleză. Vă voi explica îndată. Prima întrebare pe care ne-o punem ca să înțelegem bine acest moment cheie principal al Sfintei Liturghii este: cine face rugăciunea eucharistică în care intră prefacerea? Cine face rugăciunea? Poate că am adresat deseori această întrebare atunci când am stat la masă în familie, cu ocazia Crăciunului, cu ocazia Paștelui, când toți erau adunați în familie, mai puțin anul acesta din cauza pandemiei, dar așteptam cu drag, cu mult dor, aceste momente solemne din timpul anului, să fim toți acasă, în familie. Și așteptam cu mare dor și puneam întrebarea când ne așezam la masă: cine face rugăciunea la masă? Desigur, de cele mai multe ori, și așa ar fi recomandat, rugăciunea în familie să o facă bărbatul, soțul, tatăl.
pentru că el este ca un fel de preot în propria familie. Dacă suntem în alte împrejurări și avem atâtea ocazii să stăm la masă cu alții, într-un cerc mai restrâns, și dacă suntem în grupul respectiv oameni credincioși, care nu ne așezăm la masă așa direct, bagi în gură, știind că darurile de pe masă sunt darurile lui Dumnezeu, un creștin bun, o familie creștină autentică, face mai întâi rugăciunea, la începutul mesei. Și de fiecare dată ne întrebăm sau spunem, cine face rugăciunea? Și atunci desemnăm pe cineva care să facă rugăciunea, să conducă grupul de rugăciune. Dacă am pune aceeași întrebare acum cu privire la rugăciunea cea mai prețioasă a bisericii, cum spuneam, rugăciunea euharistică, răspunsul pare a fi destul de limpede. Preotul face rugăciunea euharistică, dar vom vedea îndată că îndărătul preotului, în persoana preotului, este Hristos cel care face rugăciunea. Momentul cel mai sfânt al liturghiei nu poate fi privit sau înțeles doar cu ochii trupului, ci mai ales cu ochii credinței și a inimii. Atunci se verifică realitatea cuvintelor puse de scriitorul Antoine de Saint-Exupéry pe buzele vulpii care îi mărturisea micului prinț, citez: nu poți vedea bine decât cu inima. Esențialul este vizibil, este invizibil pentru ochi. Esențialul. Am încheiat citatul. Iar inima vede atunci când iubește și se încrede. Dacă privim cu ochii iubirii și ai credinței rugăciunea aceasta minunată, euharistică, atunci îl vom descoperi pe Hristos care e pururi viu ca să mijlocească pentru noi, pentru cei care se apropie de El, prin El de Dumnezeu, cum citim în cadrul uneia dintre rugăciunile eucaristice. E pururi viu ca să mijlocească pentru cei ce se apropie prin El de Dumnezeu. Hristos așadar este unicul și marele preot care se oferă Tatălui Ceresc prin iubirea Duhului Sfânt. Iar noi, care formăm trupul Său eclezial, bisericesc, doar participăm la acest act al Mântuitorului. De aceea este cea mai importantă, cea mai măreață rugăciune aceasta de la Sfânta Liturghie, pentru că o prezidează, o face Iisus, folosindu-se de preot. Pentru că preotul sau episcopul îl reprezintă pe El, pe Hristos. El acționează, cum spunem în limba latină, in persona Christi Capitis, adică în persoana lui Hristos capul. El este capul bisericii, capul invizibil al bisericii. Noi formăm trupul Său numit mistic al lui Hristos. Deci preotul se roagă în numele lui Hristos, îl reprezintă pe Iisus Hristos. De aceea spunem că, de fapt, rugăciunea o rostește Iisus Hristos însuși, folosindu-se de gura preotului, de inima preotului, pentru că rugăciunea trebuie spusă din inimă, mai mult decât cu buzele. Așadar, preotul se roagă acea rugăciune pe care Hristos însuși o face din veșnicie, înaintea Tatălui Ceresc, prin iubirea Duhului Sfânt. La această rugăciune, la Sfânta Liturghie, este prezentă permanent întreaga Sfântă Treime. Cu
ea începem liturghia când spunem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și Sfânta Treime este prezentă permanent în celebrarea Sfintei Liturghii. Un al doilea punct referitor la acest moment cel mai important din timpul Sfintei Liturghii, rugăciunea eucaristică este făcută împreună cu El, cu Hristos. Hristos vrea să ne facă părtași și pe noi de rugăciunea pe care o rostește prin persoana preotului, adică pe toți cei care participă la Sfânta Liturghie. De aceea, întreaga adunare se unește cu Hristos în aducerea de mulțumire. Aceasta este Eucaristia. Aducerea de mulțumire și în oferirea jertfei sale. Suntem uniți așadar în mod tainic, dar real cu Hristos, la fiecare Sfântă Liturghie, uniți cu rugăciunea și cu jertfa Lui. Sfântul Augustin exprima în felul următor unirea dintre noi și Hristos în rugăciune. Îl citez pe Sfântul Augustin. El se roagă pentru noi, Hristos adică, se roagă pentru noi întrucât este preotul nostru. Se roagă în noi întrucât este capul nostru. Și este rugat de noi întrucât este Dumnezeul nostru. Că noi ne rugăm lui Dumnezeu. Haideți ce frumos spune Sfântul Augustin. Pentru noi, în noi, de noi. Deci se roagă pentru noi întrucât este preotul nostru, se roagă în noi întrucât este capul nostru și este rugat de noi pentru că este Dumnezeul nostru. Ce frumos! Să recunoaștem așadar și glasurile noastre în El și glasul Lui în noi. Participarea noastră la rugăciunea lui Hristos și a preotului se manifestă uneori și vizibil în cadrul rugăciunii eucaristice, în mod special. Cum? Prin dialogul care introduce rugăciunea eucaristică și l-am văzut în catecheza trecută, preotul și poporul. Deci ceva sensibil. Preotul spune, Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău, sus inimile, le avem la Domnul, să-i mulțumim Domnului, vrednic și drept este, și așa mai departe. Deci prin acest dialog, apoi prin cântarea sfânt, despre aceasta v-am vorbit, a catecheza trecută, apoi, tot în cadrul liturgiei eucaristice, prin aclamația aceasta, misterul credinței, și poporul răspunde, vom vedea data viitoare, moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni. Și mai ales prin acel amin care încheie rugăciunea eucaristică. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos și așa mai departe, și poporul răspunde, amin. Vedeți ceea ce spuneam, că participarea noastră la rugăciunea lui Hristos și a preotului se manifestă uneori și vizibil. Simțim acest lucru pentru că suntem chemați să participăm la Sfânta Liturghie, nu doar să ascultăm Sfânta Liturghie. Dacă ascultăm cu credință rugăciunea aceasta eucaristică, participăm la ea în mod real. Nu putem spune toți într-un glas, este partea preotului și partea poporului a momentele precise, tocmai ca să fie nu o asist la Sfânta Liturghie și ascult. Nu, trebuie să participăm, să luăm parte și noi la această minunată rugăciune eucaristică.
Deci dacă ascultăm cu credință rugăciunea, participăm la ea în mod real. Chiar și poziția trupului, a trupului nostru, manifestă dorința noastră de a fi în comuniune cu Iisus Hristos. Este singurul moment din toată liturghia când Biserica ne cere să stăm în genunchi la prefacere. După ce s-a terminat Sanctus, deja lumea se așează în genunchi pentru că urmează prefacerea introdusă de epicleză. Vă voi explica îndată ce înseamnă epicleză. Deci poziția trupului, în genunchi, îl adorăm pe Hristos care se jertfește din iubire față de noi și vine între noi cu trupul și cu sângele Său. A sta în genunchi, în aceste clipe ale prefacerii, ne permite să ne înălțăm inimile către dreapta Tatălui, acolo unde Hristos mijlocește pentru noi. Pentru că doar smerenia și adorația, că asta înseamnă a sta în genunchi, a recunoaște că Dumnezeu este mare, eu sunt mic și în fața Lui trebuie să mă plec, să stau în genunchi și să-L ador. Doar smerenia și adorația permit sufletului să ajungă la înălțimea iubirii Domnului răstignit pe cruce. Un al treilea punct al reflecției la această cateheză este următorul. Adumbrirea Duhului asupra darurilor. Adumbrirea Duhului, a Duhului Sfânt, asupra darurilor, pâinea și vinul de pe altar. Aceasta este epicleza și explic mai bine. Deci după prefață, după Sfânt, urmează epicleza și apoi prefacerea. Epicleza reprezintă a treia parte importantă a rugăciunii eucaristice. Și acum explic epicleză. Înseamnă, în traducere, a invoca asupra. A invoca asupra. Și este folosit pentru a indica orice rugăciune prin care Biserica îl invocă pe cine? Pe Tatăl, că El e Creatorul Cerului și al Pământului. De ce îl invocă? Să-L trimită pe Duhul Său. De ce să-L trimită? Cu două scopuri, să transforme pâinea și vinul în trupul și sângele lui Iisus Hristos și după prefacere o să vedem a doua epicleză, să-L trimită pe Duhul Sfânt ca să formeze din noi care participăm la liturghie un singur trup și un singur suflet în Hristos. Aceste lucruri de altfel sunt exprimate în rugăciunile, numite canonul Sfintei Liturghii. Și am spus că sunt mai multe, v-am explicat acest lucru. Deci epicleza înseamnă a invoca asupra. Este folosit pentru a indica orice rugăciune, acest cuvânt, epicleză, orice rugăciune prin care Biserica îl invocă pe Tatăl Ceresc pentru a trimite asupra sa pe Duhul Sfânt și darurile sale. Iar la Sfânta Liturghie, preotul, dacă suntem atenți să luăm ca model rugăciunea a doua eucharistică, aceea pe care o folosim noi mai des, că e mai scurtă, că lumea se grăbește mereu. Unii se uită mereu la ceas, cât mai durează. Și folosim mai des această liturghie, această rugăciune eucharistică, doi, mai ales în zilele feriale de lucru. La Sfânta Liturghie, preotul îl imploră pe Dumnezeu să reverse puterea Duhului Sfânt. Așa citim sau spune preotul în canonul 2 de la Sfânta Liturghie. Te rugăm așadar, Doamne, sfințește darurile acestea, adică pâinea și vinul, sfințește-le cu roa Duhului Tău, epicleza. Rugăm pe Tatăl să sfințească cu roa Duhului, să-L trimită, adică pe Duhul Sfânt, să adumbrească Duhul Sfânt
darurile, pâinea și vinul de pe altar, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și preotul face semnul crucii asupra celor daruri. Duhul Sfânt coboară și le transformă cu puterea sa în trupul și sângele lui Iisus Hristos. Ceea ce va avea loc, unii spun că acesta ar fi momentul, unii teologi, alții spun că în momentul în care rostim cuvintele lui Iisus, oricum, ambele sunt prezente la Sfânta Liturghie, invocarea Duhului, cu puterea căruia pâinea și vinul să devină trupul și sângele lui Iisus, și cuvintele prefacerii propriu-zise pe care Iisus le-a rostit la cina de taină. Deci această rugăciune e picleză de invocare a Duhului Sfânt, rugăm pe Tatăl să-L trimită pe Duhul Sfânt, este un adevărat izvor de lumină care se revarsă asupra darurilor pentru a le consacra. Dar se revarsă și asupra noastră, a tuturor celor prezenți la Sfânta Liturghie, pentru a ne sfinți. Aceeași putere a Duhului, să nu uităm că a adumbrit-o pe Sfânta Fecioară Maria, patroana catedralei noastre, în ziua Bunei Vestiri. Același Duh Sfânt a adumbrit-o, adică a coborât în sânul ei feciorelnic și a făcut-o rodnică. În acel moment când Duhul Sfânt a coborât în ea și a spus, fie mie după cuvântul tău, atunci Duhul Sfânt a adumbrit-o și cu puterea lui a luat ființă, fire omenească, Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană din Sfânta Treime. Vedeți, același lucru se întâmplă transpus la Sfânta Liturghie, când preotul și prin gura preotului, repet, Hristos, îl roagă pe Tatăl, trimite-L pe Duhul tău. Și Duhul coboară, luminează darurile, pâinea și vinul, transformându-le în trupul și sângele lui Iisus, prind viață. Mai înainte era o bucată de pâine și puțin vin. Din acest moment, nu mai vorbim de o pâine și puțin vin în cupă, în potir, ci de trupul și sângele lui Iisus Hristos. Noi credem acest lucru. Datorită revărsării Duhului, rugăciunea euharistică nu este numai o aducere de mulțumire, ceea ce am subliniat și am văzut noi în catehezele anterioare. Sfânta Liturghie, jertfă de mulțumire adusă lui Dumnezeu, ci cuprinde și o acțiune sfințitoare, adică Duhul Sfânt îndumnezeiește ceea ce până atunci era doar ceva pământesc, adică pâine și vin, cum avem pe masă, pâine și vin, dar e lui trupul și sângele lui Iisus. Ele sunt îndumnezeite la Sfânta Liturghie de Duhul Sfânt, invocat, epicleza. Invocat să coboare asupra lor ca să le transforme. Deci Duhul Sfânt îndumnezeiește ceea ce până atunci era doar pământesc, pâine și vin. Și învingând păcatul și moartea din noi, ne face și pe noi toți părtași de iubirea dumnezeiască a Tatălui. Ce minunăție! Dacă am înțelege și am încercat de fiecare dată să pătrundem acest adevăr, pe care îl trăim la fiecare Sfântă Liturghie, am sta ca sfințișorii la fiecare Sfântă Liturghie. Dacă ar fi să vedem curtea cerească, Preacurata Fecioară Maria, îngerii și sfinții care sunt prezenți la fiecare liturghie, am rămâne înmărmuriți, am rămâne în extaz. Așa se întâmplă, dar trebuie să privim aceste realități cu ochii credinței, că nu vedem cu ochii trupului. Rugăciunea euharistică are două momente de invocare a Duhului Sfânt, ceea ce vă spuneam, adică două epicleze, una înainte de prefacere și a doua invocarea Duhului Sfânt după prefacere. Cea din tâi imploră puterea Duhului Sfânt asupra pâinii și vinului, ca să devină trupul și sângele lui Iisus, cea de-a doua, după consacrare,
asupra celor care se vor împărtăși din aceeași pâine, din același potir, când se dă sub ambele specii, pentru ca ei, cei prezenți, participanți la liturghie, să devină, cum spunem în rugăciunea eucaristică, un singur trup și un singur suflet în Hristos. Înainte de toate, Duhul Sfânt este trimis de Tatăl pentru a face prezentă pentru noi jertfa mântuitoare a lui Hristos prin trupul și sângele Său, pentru că știm prea bine, încă de mici am învățat că Sfânta Liturghie este o reînnoire, o repetare a jertfei lui Iisus de pe Calvar, aceeași, numai că în mod nesângeros, dar aceeași jertfă. Scopul final al trimitei Duhului Sfânt este dezvăluit în cea de-a doua epicleză, să ne unească, ca toți să fie una, adică Duhul Sfânt, cu puterea Sa, invocându-L în a doua epicleză, o să vedem data viitoare, El formează comuniunea, comunitatea, ca să fim una în Hristos. Preotul realizează un gest simplu când rostește această rugăciune eucharistică. Un gest simplu, dar puternic atunci când invocă puterea Duhului Sfânt. Dacă ați observat și să urmăriți cu atenție, când invocă puterea Duhului Sfânt, adică îl roagă pe Tatăl să-L trimită pe Duhul Sfânt, epicleză, mâinile Lui sunt întinse asupra pâinii și vinului. Vedeți? Și gestul contează mult. După cum o să vă explic eu la finalul catehezilor, ce importanță au gesturile la Sfânta Liturghie, fiecare gest. Deci preotul întinde mâinile asupra pâinii și vinului de pe altar, ca Duhul Sfânt să coboare, vedeți, și gestul exprimă acest lucru. Este ca și cum ar dori să facă vizibil sau vizibilă coborârea invizibilă a Duhului Sfânt asupra pâinii și vinului. Acesta nu, să nu credeți că este un gest magic pe care îl face preotul, ci este un gest revelator, care revelează, arată, descoperă. Așa cum mâinile preotului acoperă acum darurile, Duhul Sfânt adumbrește pâinea și vinul, oferindu-le o nouă și o minunată ființă, trupul și sângele Domnului. Astfel ne se descoperă că Euharistia nu este produsul mâinilor noastre, ci este darul sfânt oferit de mâinile lui Dumnezeu. Văzând mâinile care acoperă darurile prin credință, noi trebuie să întrevedem acțiunea Preasfintei Treimi și a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt, Tatăl care trimite Duhul pentru a transforma darurile de pe altar în darul vieții, care este Fiul Său, Iisus Hristos, trupul și sângele Său. Așa cum Duhul Sfânt a fost trimis de Tatăl în sânul Sfintei Fecioare Maria pentru a plăsmui un trup pentru Fiul Său, precum Duhul de asemenea l-a înviat pe Iisus din morți, Iisus a murit. A făcut experiența morții pe care o fac toți oamenii. Dar Duhul Tatălui l-a înviat. Deci ce putere are Duhul de a transforma, de a învia, de a da viață. De asta spuneam că Rusaliile putem să le considerăm a doua mare sărbătoare a religiei noastre creștine. Duhul Sfânt are un rol covârșitor în istoria mântuirii noastre, în viața bisericii. El dă viață bisericii, pentru că El dă viață pâinii și vinului de pe altar, transformându-le în trupul și sângele lui Hristos. Ni se taie respirația de uimire, dacă e să înțelegem ce minunății se întâmplă la Sfânta Liturghie. Ni se taie respirația de uimire când însăși respirația lui Dumnezeu, Duhul Său, adică de iubire, pătrunde și însuflețește săracele noastre daruri, pâinea și vinul, rod al pământului și al muncii oamenilor, rod al viței de vie și al muncii oamenilor. Cum
cum am văzut la prezentarea darurilor, primul ofertoriu, când noi aducem slabele noastre daruri și care vor deveni trupul și sângele lui Iisus și apoi le vom oferi, o să vedem cadeza viitoare, al doilea ofertoriu, adevăratul ofertoriu, îi oferim Tatălui pe Iisus însuși, sub chipul pâinii și al vinului. De aceea am spus că ni se taie respirația de uimire când respirația lui Dumnezeu, să-i spunem așa, Duhul Său de iubire, pătrunde și însuflețește pâinea și vinul, slabele noastre daruri de pe altar. Cum se înfăptuiește această revărsare a Duhului dătător de viață? Din nou, nu într-un chip magic, să nu creadă cineva că preotul face magie acolo la Sfânta Liturghie. Nu într-un chip magic, ci prin cuvintele pline de Duh și de viață ale Mântuitorului Iisus, care sunt cuvintele consacrării, punctul central al Sfintei Liturghii, al rugăciunii eucaristice, cuvintele consacrării. Cuvinte, punctul al patrulea reflecției de astăzi, cuvinte fără de care nu putem trăi din punct de vedere spiritual. E vorba de instituirea Eucaristiei și consacrare. Dacă într-o zi, prin absurd, să spunem așa, din cauza unei persecuții, ar fi distruse toate cărțile creștine de pe fața Pământului și am putea salva câteva pagini din toate acestea, care ar fi? Cred că nu am stat prea mult pe gânduri și am răspunde că paginile iubirii lui Hristos care ne salvează, adică istorisirea cinei de taină a pătimirii, morții și învierii Domnului. Și dacă tot prin absurd din aceste pagini ar trebui să salvăm doar câteva cuvinte, la fel, nu cred că am ezitat și să spunem că acțiunile și cuvintele consacrării sunt cuvintele pe care le vom salva. Ar trebui, de fapt, să salvăm acele cuvinte care, de fapt, ne salvează pe noi. Cuvintele care ne salvează pe noi. Pentru că atunci când Iisus a luat pâinea și potirul, a mulțumit, a frânt pâinea și a dăruit pâinea și potirul spunând: luați și mâncați, acesta este trupul meu. Trebuie să fim foarte atenți, cum spune preotul, acesta este trupul meu. Nu spune acesta mă reprezintă pe mine, cum spun frații protestanți. Ei nu cred în prezența reală a lui Hristos din Euharistie. Noi și toți orientalii, Biserica Orientală, credem în prezența reală a lui Hristos. Pentru că Iisus n-a spus la cina de taină, luați și mâncați acesta sau pâinea care vă dau eu ucenicilor, ați văzut icoana cu cina de taină, această pâine care vă împart eu mă reprezintă pe mine, mă simbolizează pe mine. Nu. Sau este ca o fotografie a mea. Acesta este trupul meu. Nu mă reprezintă. Luați și beți din acesta toți. Acesta este sângele meu, este sângele meu, potirul sângelui meu. Atunci Iisus a săvârșit acele acțiuni și a spus acele cuvinte care salvează lumea întreagă de moarte și de păcat. Luați și mâncați, luați și beți, cuvintele consacrării. Momentul cheie de la Sfânta Liturghie. De aceea, în acele momente, Biserica ne cere să stăm în genunchi. Singurul moment din timpul Sfintei Liturghii când ne cere Biserica să stăm în genunchi. Hristos însuși ne-a poruncit ca aceste acțiuni și cuvinte să fie făcute de către Biserică de-a lungul întregii sale existențe, cât va fi Biserica pe Pământ, până la sfârșitul lumii. Ea trebuie să facă ceea ce a făcut Iisus la cina de taină, pentru că El a dat porunca aceasta. Faceți aceasta în amintirea mea. Adică
celebrat Sfânta Liturghie. Prima liturghie este în seara de Joia Sfântă. Atunci Iisus a înființat și Sfânta Preoție, a dat puterea apostolilor să facă același lucru. Faceți aceasta în amintirea mea. Aceea Joia Sfântă este ziua preoției. Anul acesta n-am putut să ne adunăm pentru ca să reînnoim angajamentele din ziua hirotonirii noastre în fața episcopului. Dar acest lucru îl face Biserica în fiecare an, în Joia Sfântă, înainte de a începe propriu-zis Triduumul Pascal cu joi seara, Cina de Taină și așa mai departe, Vinerea Mare și Sâmbăta Mare, este liturghia Crismei. Se poate face și în altă zi, dar atunci de obicei se face. Și preoții toți se strâng în jurul episcopului pentru a retrăi ziua preoției lor, ziua consacrării lor, ziua în care Iisus le-a dat putere să celebreze Sfânta Liturghie, să-L aducă pe Iisus pe altar în mijlocul oamenilor și să-L împartă ca hrană pentru sufletele lor, trupul și sângele lui Hristos. Mare este demnitatea, măreția Sfintei Preoții. De aceea, cei mai în vârstă sărutau mâna preotului, mai ales în ziua hirotonirii, palmele care erau unse de către episcop și el primea puterea pe care, consacrarea lui ca preot. Și de aceea lumea sărută și încă, acum nu-i voi pentru că-i pandemia aceasta, dar oamenii credincioși simpli și astăzi sărută mâna preotului pentru că este mână consacrată, sfințită, ca să înfăptuiască în mijlocul oamenilor minunile Harului, să-L aducă pe Hristos la Sfânta Liturghie și să-L împartă ca hrană spirituală celor care participă la Sfânta Liturghie. Hristos însuși ne-a poruncit ca aceste acțiuni și cuvinte să fie făcute de către biserică, spuneam, până la sfârșitul veacurilor, faceți aceasta în amintirea mea. Motivația acestei porunci trebuie să fie mereu prezentă în inimile noastre. Că la cina de taină Hristos a orânduit jertfa și ospățul pascal prin care se face permanent prezentă în biserică jertfa crucii sale, jertfa de pe calvar. De aceea, după ce a implorat coborârea Duhului Sfânt în cadrul rugăciunii eucaristice, acea numită, v-am spus, epicleză, rugăciunea eucaristică ne introduce în momentul cel mai important al său, relatarea instituirii Sfintei Eucharistii și consacrarea. Ca așa spune, în seara în care a fost vândut, a luat pâinea, amintește, pentru a face actual, exact ceea ce s-a întâmplat la cina de taină. Și apoi consacră, luați și mâncați, acesta este trupul meu, luați și beți, acesta este sângele meu. Relatarea ultimei cine nu este o simplă istorisire și vă rog să rețineți foarte bine acest lucru. Nu este o amintire, ne amintim și noi ce s-a întâmplat acum 2000 de ani la cina de taină. Nu este o simplă istorisire, este mult mai mult. Și acest lucru este exprimat prin cuvântul memorial, memorialul morții și învierii Domnului. Nu doar o simplă amintire a morții și a învierii Domnului, ci folosește teologia și biserica acest cuvânt de memorial, adică o amintire care actualizează ceea ce relatează. Nu o simplă amintire, actualizează ceea ce relatează. Acesta este memorialul. Și ați auzit la Sfânta Liturghie și chiar în predicele noastre ale preoților spunând memorialul morții și învierii Domnului. Acesta este memoria, actualizare a ceea ce se relatează. Am putea explica astfel termenul de memorial. Ceea ce Hristos a făcut la ultima cină și pe cruce, El însuși săvârșește acum și aici. Deci nu o simplă amintire, El însuși săvârșește acum și aici. Pe acest altar, asta e memorialul.
astăzi ne oferă trupul și sângele său, adică întreaga sa persoană. De ce? Pentru a învinge răul, pentru a învinge moartea din lume. Numai cu puterea lui noi putem învinge pe diavol și răul din noi și din lume, numai cu puterea lui Hristos, nu cu puterile noastre. Puterea iubirii Duhului Sfânt aduce în prezentul nostru prezența lui Hristos, puterea Duhului Sfânt. Dar nu într-o, repet, într-o manieră magică, a văzut când se fac magii, într-o manieră magică sau spiritistă, când sunt invocate spiritele, cum fac spiritiștii sau magicienii, ca și cum cineva absent ar deveni dintr-o dată prezent. Nu, Sfânta Liturghie nu-i magie, nu-i spiritism. Duhul Sfânt face prezentă acțiunea Tatălui Ceresc, care își dăruiește Fiul pe Fiul Său și jertfa Fiului, care ni se dăruiește din iubire față de Tatăl, învingând în felul acesta păcatul și moartea. Cuvintele lui Hristos asupra pâinii și vinului sunt pline de Duhul Dătător de viață, Duhul Sfânt, și dăruiesc prezența reală a trupului lui Hristos, cel care se jertfește pentru noi, iar sângele său care se varsă spre iertarea păcatelor. Remarcați, cred, când spune preotul în cadrul rugăciunii eucharistice aceste cuvinte, spre iertarea păcatelor noastre. Cu adevărat suntem înaintea actului de iubire care ne-a adus mântuirea. Iată, într-o altă rugăciune din canoanele, cele mai multe canoanele Sfintei Liturghii, rugăciuni eucharistice, citesc din rugăciunea eucharistică a patra, se folosește mai rar. Când a sosit ceasul să fie preamărit de tine, Părinte Sfânt, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârșit. Și pe când stăteau ei la cină, Iisus a luat pâinea și așa mai departe. Deci ce frumos explică Biserica în aceste rugăciuni de la Eucharistice, de la Sfânta Liturghie, minunea care se întâmplă pe altar, că este veritabilă minune, dar trebuie să o privim cu ochii credinței, altfel nu putem înțelege. Unul care e străin, care n-are treabă, vine, stă cu mâna la spate, se uită și el ca la un spectacol. Dacă înțelegem cu puterea credinței ce se întâmplă la fiecare Sfântă Liturghie, ar trebui să stăm dumnezeiește la fiecare Sfântă Liturghie, ca să culegem roadele ei, sunt extraordinare. Contemplând iubirea care hrănește, un autor creștin din Antichitate, numit Teodor din Mopsuestia, spunea așa, îl citez: cu o iubire de mamă, Iisus a găsit calea de a ne hrăni cu însuși trupul său. O iubire de mamă, cu mama își hrănește copilul la sânul ei. Frumos se exprimă acest autor creștin: cu o iubire de mamă, Iisus a găsit calea de a ne hrăni cu însuși trupul său. Într-adevăr, cuvintele și acțiunile prin care Domnul ni se oferă la Sfânta Liturghie reprezintă calea prin care iubirea sa a devenit hrană mântuitoare pentru noi. Iar noi participăm la momentul cel mai important al liturghiei, la consacrare. Participăm încercând să primim cu iubire darul prezenței lui Hristos, a jertfei sale pentru noi. Este important să contemplăm cu iubire și cu credință ceea ce săvârșește preotul în acele momente în persoana lui Hristos. Să contemplăm cu iubire și cu credință. Înainte de toate, preotul își îndreaptă rugăciunea, dacă urmărim cu atenție, către Tatăl. Toată liturghia, sunt prezente la toată liturghia Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Preotul înalță rugăciunea către Tatăl Ceresc.
relatându-i ce a făcut Iisus. Nu că Dumnezeu nu știe ce a făcut Iisus, dar preotul în rugăciunea lui amintește Tatălui ce a făcut Iisus la ultima sa cină cu ucenicii. Asta nu înseamnă că Dumnezeu ar avea nevoie să-i amintească preotul că l-a uitat. Dumnezeu nu-i uită, nu uită nimic, Dumnezeu are totul într-un veșnic prezent. Deci nu înseamnă că Dumnezeu ar avea nevoie să-i fie amintit ce a făcut Fiul Său. Sensul este altul. Amintindu-ne înaintea Tatălui de iubirea Fiului, îi arătăm că suntem conștienți de minunatul dar pe care ni l-a făcut Tatăl Ceresc prin Fiul Său. Îi spunem Tatălui, deci noi suntem mai interesați ca să nu uităm acest dar minunat pe care ne l-a făcut Tatăl. Îi spunem Tatălui că ne dăm seama cât de prețios este momentul pe care îl amintim în prezența Sa. Cu această convingere, preotul săvârșește înaintea Tatălui prin gesturi simple și stilizate. Importanța gesturilor la Sfânta Liturghie, folosește gesturi simple și stilizate, ceea ce Iisus a făcut la cina de taină. Atunci când spune că Iisus a luat pâinea și atunci ia pâinea, a spus gesturi normale. În momentul în care Iisus a transformat pâinea și vinul, întâi a luat în mâinile sale pâinea și preotul ia ostia, pâine, în mâinile sale, o ia în mâinile sale și se înclină puțin, dacă s-a remarcat, nu profund, sunt înclinații ușoare, așa, înclinația profundă, înclinarea numai a capului. V-am explicat și o să revin la finalul acestor catecheze, să cristalizăm mai bine cunoștințele noastre despre aceste lucruri pe care le facem obișnuit, dar nu știm să le dăm atenția cuvenită. Deci preotul ia în mâinile sale pâinea, se înclină puțin în fața ei și pronunță cu venerație, așa ar trebui să pronunțe fiecare preot care celebrează liturghia cu profundă atenție și venerație, cuvintele lui Iisus, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. Să ne oprim puțin asupra timpului verbelor pe care le folosește preotul în aceste clipe. Până la pronunțarea acestor cuvinte ale lui Iisus, să remarcăm că preotul relatează instituirea Eucharistiei folosind timpul trecut. A luat, a binecuvântat, a frânt, a spus. Într-adevăr, ceea ce este amintit înaintea lui Dumnezeu este un eveniment trecut. În noaptea în care a fost vândut, a luat, a frânt, a spus. Dar atunci nu ar fi fost mai coerent să continue, ne întrebăm noi, cu timpul trecut? Să continue cu timpul trecut spunând că acela era trupul său care s-a jertfit. Dar nu. Tocmai aici sesizăm efectul extraordinar al memorialului și al puterii Duhului Sfânt. Evenimentul din trecut este mereu prezent înaintea Tatălui și de aceea cuvintele pe care Hristos le spune prin preot sunt mereu vii și actuale. De aceea preotul pronunță cuvintele lui Iisus la timpul prezent, exact ca și cum le spune Iisus. Am spus că El este Cel care face rugăciunea folosindu-se de preoți. Aici exact cuvintele lui Iisus. Luați și mâncați. Nu spune preotul povestind, a luat și a mâncat și nu. Luați și mâncați la timpul prezent. Și imediat după ce le rostește aceste cuvinte, urmează o tăcere de mormânt în biserică. O tăcere de mormânt cade asupra întregii adunări celor prezenți, atenția tuturor îndreptându-se spre pâinea care a devenit trupul lui Iisus, spre potirul în care este acum sângele lui Iisus Hristos.
De aceea o ridică preotul spre adorație, spre venerație. Și pâinea și apoi vinul. Liniște de mormânt, doar clopoței se obișnuiește în biserica noastră să sune sau să bată gongul ca să ne facă atenți. Momentul cel mai important de la Sfânta Liturghie. În acea tăcere se aud clopoței sau gongul, sau sunt multe părți, la țară mai ales, dar cred că și aici, în timpul prefacerii, nu mai știu dacă se trag clopotele la țară, trag clopotele automat, toate clopotele, se aud în liniște aceea total, clopoțelul și clopotele care sună, anunțând tot satul, toată comunitatea. Acum, și eu știu când mulți stăteau la crâșmă, de exemplu, și când era momentul acesta, tot se ridică în picioare și în crâșmă. Spunând că ei dau atenție acum la Sfânta, în biserica noastră a coborât Dumnezeu pe pământ, sub chipul pâinii și al vinului. Preotul ridică ostea consacrată pentru ca întregul popor să o vadă și să o adore, dar în același timp preotul ridică ostea înaintea Tatălui Ceresc, care are mereu prezentă ofranda de iubire a Fiului. Și preotul, după aceea, ați văzut, îngenunchează. Și nu o face în alte momente ale Sfintei Liturghii, atunci, în fața lui Iisus, a lui Dumnezeu, prezent pe altar, îngenunchează, în semn de adorație și exprimă astfel întreaga credință a bisericii despre ceea ce se întâmplă în acele clipe pe altar. Și la fel se întâmplă și cu potirul cu vin, care devine, prin puterea Duhului Sfânt care a fost invocat la epicleză, sângele lui Iisus Hristos. Luați și beți, acesta este sângele meu. Cuvintele rostite la timpul prezent. Exact ca și cum le-ar spune Iisus Hristos. Și de fapt El le spune prin gura preotului. Și iarăși preotul îngenunchează. Iar noi toți adorăm în tăcere sângele lui Hristos, pâinea, trupul lui Hristos și apoi sângele lui Hristos, dându-ne seama că suntem în clipa cea mai sacră a Sfintei Liturghii, pentru că suntem uniți chiar cu jertfa Calvarului, reînnoită la Sfânta Liturghie. Suntem cu adevărat cufundați în misterul iubirii preasfintei Treimi. Tatăl ne-l oferă pe Fiul Său prin puterea Duhului Sfânt. Și cu aceasta închei, provocându-vă pe cei care ați urmărit cateheza în transmisie directă, la câteva întrebări la care încercați să dați răspuns și să continuați reflexia, meditația dumneavoastră asupra Sfintei Liturghii, referitor la acest moment cel mai important din liturghie, epicleza cu consacrarea. Voi continua în cateheza următoare, mai departe, ce conține rugăciunea eucaristică. Întrebările de astăzi. Prima, care sunt semnele sau cuvintele prin care îmi dau seama că Iisus Hristos este Cel care face rugăciunea eucaristică? O a doua întrebare. Cum aș explica unui prieten nepracticant minunea transformării pâinii și vinului în trupul și sângele Domnului, după ce am ascultat cateheza de astăzi? Cum aș putea eu explica unuia care nu-i practicant? Și a treia întrebare, cum reușesc să realizez că sunt unit cu jertfa Calvarului prin cuvintele consacrării? Vă mulțumesc pentru atenție, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru învățătura pe care ne-a dat-o în această cateheză și vă împart în final binecuvântarea care să vă însoțească în viața și activitatea dumneavoastră. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin.
Amin. Cateheza s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Să cum asupra noastră.